Salutare tuturor, bine v-am regăsit! Oradea București! De mult n-am mai făcut treaba asta, pe vlog de vreo 5-6 ani. Atunci am mers cu Q7-le și vreau să văd câte lucruri s-au schimbat, nu că n-aș mai fi fost de atunci în București, la volan, pentru că de cele mai multe ori mă duc cu mașina. Dar este prima ieșire mai lungă a lui Ford Ranger Raptor. Am aproape 8000 de kilometri cu această mașină și o să vă țin la curent cu noutățile pe care le am referitor la mașină și, bineînțeles, referitor la traseu. Între Oradea și Cluj încă nu e autostradă, aglomerație și cam aceleași 2 ore de acasă și până la intrarea pe A3. Aici suntem la Gilău. Dă Doamne să se facă mai repede autostrada, să avem o intrare măcar de la Nuș Falău, dacă nu de la suplacul de Barcău. That's more like it, baby! Acum e în sport. Acum are 3000 de rotații pe minut. Piciorul n-a ajuns încă la podea și acum are 130 de kilometri pe oră. Și o să punem exact tempomatul la 130 de kilometri pe oră, fiindcă este o viteză la care această mașină rulează rezonabil și, evident, legal. Suntem în sfârșit pe A3. Nu bucata din Bihor, aia de 3 km, care îmi place mai ales la sensul de plecare înspre Europa. Suntem pe A3 de la Gilău, înspre A10 și înspre Valea Oltului. Avem așadar pe această autostradă chiar un plus, de fapt pe A1, că ne unim cu A10 cu A1, chiar avem un plus. O să trecem de Tălmaciu până la Boița, un lucru pe care nu l-am mai experimentat, pentru că la finalul lui 2022 n-am mai mers cu mașina spre București. Mulți mă întreabă de ce în continuare cu mașina spre București, fiindcă fiind destul de dinamic în ceea ce înseamnă activitate sau activități, nu prea mă pup cu programul avionului. Deși în 2023, dacă îți cumperi atent biletele, chiar și de la Oradea, un drum dus-întors cu avionul pentru o persoană la București este mult mai leznă, adică mai ieftin decât să mergi cu mașina. Este pentru prima dată, după ce alimentez Raptorul, când îmi arată o autonomie de peste 900 de kilometri. Vă dați seama cam în ce ritm am venit. La 130 de km pe oră este undeva la 2000 de rotații pe minut, poate un pic peste, ceea ce, de exemplu, la Q7 aveam 2500 și chiar mai mult. Este explicația unui motor nou și ceva mai eficient. Am fost în serviciu zilele trecute să mai văd unele lucruri și o să povestim despre asta imediat și m-au întrebat: ce, tu n-ai resetat calculatorul mașinii? Nu, am exact 246 de ore și câteva minute conduse în 7942 de kilometri, mașina are pe bord 7954, pentru că nu avea fix 0 km, avea vreo 12, din ce mi-aduc aminte, că nu pot să le ții pe toate aminte. Drumurile înspre București le-am început cu peste 20 de ani în urmă la volan, căci altfel am mai fost cu trenul sau cu diverse mașini când eram adolescent sau copil. Prima mașină cu care am făcut drumul de București, evident, Fordul Escort. Și uite cum, după peste 20 de ani, m-am întors la Ford. Am fost și cu Opelul pe care l-am avut la București, am fost și cu Sprinterul, fiindcă uneori am dus standuri sau echipamente de sonorizare sau alte lucruri de la Oradea spre București sau invers, deci am condus și dube înspre București. Am fost de cele mai multe ori la volanul Audiurilor pe care le-am avut și trebuie să recunosc că, indiferent dacă vorbim de motorul 3 litri benzină sau 3 litri diesel și indiferent dacă vorbim despre A6 sau Q7, modele pe care le-am avut în ultimii 14-15 ani, drumul a fost ceva mai sprinten, pentru că cu o auto utilitară, din ce am văzut, cel puțin între Oradea și Cluj, te depășește aproape orice mașină mică. Dacă o dai în sport, da, lucrurile sunt total altfel,
dar poți să o lași în normal, pentru că dacă o să mergi la, să spunem, limita de viteză admisă, atunci nu cred că o să ai nevoie de prea multă sportivitate. O dai în sport doar când într-adevăr vrei să faci o depășire și atunci are un boost simțitor și un sound care îți face plăcere. N-am cum să nu fac trimitere la noul Ford Ranger Raptor, generația a doua pentru Europa, pe care l-am condus luna trecută de la Ford Carbent acum, și să spun că este net superior acestei mașini ca și tehnologie, ca și putere. Nu știu cum ar sta cu consumul. Acum am 11,5, dar se va mai așeza probabil mașina și dacă simt anumite lucruri este doar pentru că suntem în primii kilometri. Vă aduceți aminte probabil faptul că având Raptorul albastru în august-septembrie 2022, pentru 1000 de kilometri am reușit să-i scad consumul la 10,5. Aici suntem la 11,5 pentru că în cei aproape 8000 de kilometri pe care i-am condus, de fapt n-am prea ieșit din oraș, am fost de vreo 2-3 ori în Apuseni, am fost de 2 ori până în Ungaria, dar foarte aproape, în raza a 100 de kilometri de casă, la Debrecen și la Tisa-Uivaroș. De asemenea, am fost mai mult prin oraș, pe la țară, în zona de suburbii, deci nu am făcut un drum lung ca să-mi dau seama de comportamentul mașinii. Cu toate astea, am observat că nu prea îi place motorina sau tot tipul de motorină pe care îl alimentez. Foarte bună observația uneia dintre cei care au comentat că nu la Lukoil, da, am scris și acolo și trebuie să remarc că dintre două orele îl alegi pe cel mai mic. Având și partea de firmă de transport, este în mod evident faptul că de cele mai multe ori, atunci când ești în țară, trebuie să apelezi la cardul de motorină pe care îl ai cu o companie externă. Până în 2023 am avut și am în continuare un card Eurovag, un card universal pe care îl mai folosesc pentru diferite servicii la camioane, taxe de drum și așa mai departe, dar poți să și alimentezi mai multe mașini ale firmei, bineînțeles, fără număr, pentru că fără număr de înmatriculare, ca să mă înțelegeți, pentru că așa funcționează lucrurile. Și la finalul lunii sau odată la două săptămâni, compania aia de afară vine și îți facturează. E, cum până prin 2020-2021 am avut contract cu Shell, care nu era reprezentat în România decât de MOL, uite așa și cei de la Eurovag au avut 3 benzinării cu care puteai colabora în România: Lukoil, Socar și Gazprom. Din motive evidente, din 2022, imediat după izbucnirea războiului, la Gazprom nu s-a mai putut face alimentare. Lukoil a făcut o mișcare inteligentă și a mutat headquarters-ul, adică și-a mutat birourile în Elveția și brusc nu mai este o companie rusească. Iar de la începutul lui 2023 am apelat și la un card de rezervă pentru flotă, sau la carduri de rezervă pentru flotă, care se duc la Petrom și OMV. Da, scap de ruși, dai de austrieci. Vreau să mă înțelegeți că sunt suficient de patriot și politically correct, ați văzut în ieșirile mele, nu am mai promovat drumuri în Austria, nu am mai trecut prin Austria, nu spun că nu o să revin, țara este foarte frumoasă, dar bănuții mei personali, fiindcă, de exemplu, camioanele n-ai cum să le deviezi să nu treacă prin Austria, bănuții mei personali, ăia câți or fi, nu merg deocamdată înspre Austria. O să spuneți că e o prostie asta cu boicotul, este foarte adevărat, dar eu nu vreau să fiu considerat un second hand citizen și apreciez și acele comentarii care au spus că sunt printre puținii verticali. Nu mai beau nici Red Bull și în momentul în care am fost la Dresda cu autorulota la cumpărături, în Germania, în ianuarie, m-am uitat pe etichetele produselor să nu fie made in Austria, pentru că de ani de zile îmi petrec vacanța de iarnă în Austria sau cel puțin tranzitez respectiva țară și dorm 2-3 nopți, de cele mai multe ori la Salzburg sau în regiune. Acolo îmi fac cumpărăturile alimentare sau haine pentru următorul an și așa mai departe și consider că aș putea fi un cetățean european cu drepturi egale. Deci, nu prea am variantă decât pe cash să alimentez în altă parte. Dar să revenim la mașină, trebuie să spunem că am observat așa în comportamentul ei diferite sincope, dacă pot să le spun. Nu iubește neapărat
toate tipurile de motorină. Am încercat să-i dau motorina mai scumpă. Înainte de problema cu Schengen în decembrie, am alimentat chiar și la OMV. Atunci era Max Motion Diesel undeva la 10 lei și 20 și ceva de bani, 10 lei 26 de bani, ceva de genul ăsta, și mi-am dat seama că o motorină foarte bine aditivată sau un combustibil foarte bine aditivat este de preferat și să nu mă duc cu sortimentul de duzină, pentru că am observat la locuiel, cel puțin la Mercedesul C-Class al colegului meu, cel alb pe care l-ați mai văzut probabil în materialele mele, chiar s-a aprins zona asta de catalizator pentru că nu face purificarea gazelor sau se înfundă filtrul de motorină, spuneau și băieții de la Ford. Cert este că mi s-a părut că are așa sincope, în sensul că ori își pierde din vlagă, ori își pierde din putere, adică eu așteptam altceva, dar repet, comparativ cu Raptorul pe care l-am avut, cu cel albastru pentru 1000 de kilometri, așteptam să fie ceva mai vioi. Și evident că am rescris softul, m-am dus să rescriu softul mașinii, iar acum văd că se comportă bine și la turații mici, și în depășiri, și la turații mari. Pe de altă parte, dacă există un update de software pentru orice mașină veche sau nouă, eu vă recomand să mergeți să faceți acest update, pentru că anumite bug-uri sau anumite probleme ale mașinii pot fi ușor rezolvate în acest sens, pentru că exact cum faceți update-uri la diferitele aplicații de pe telefon, când vine vorba despre toate aceste platforme de socializare, observați că scrie acolo că este versiunea nu știu cât, nu știu cât, nu știu cât, și că s-au rezolvat anumite probleme. Cu mașinile din ziua de astăzi sunt foarte mult bazate pe electronică, este și normal să mai apară chestiuni de acest gen. Cum relieful îmi permite, deja am sub 2000 de turații la 130 de km pe oră și asta este chestiunea care îmi place la această mașină. M-am așezat comod. Nu zici că mergi cu 130 de km pe oră, zici că mașina este mult mai capabilă. Sigur, la un 170, poate 180 își atinge limitele maxime, dar există doar o țară în Europa și noi o știm, Germania, unde putem să circulăm și acolo pe anumite porțiuni fără limită de viteză, dar atenție că se dau amenzi pentru nerespectarea distanței față de mașina din față și așa mai departe. De aceea, un cruise control activ la mașinile moderne este întotdeauna de preferat. Și revin, am rescris softul și mi se pare că este mult mai ok. Când am analizat mașina, nu dă o eroare concretă, zice ceva de injectoare. Bine, povestea este că nu m-am informat dacă într-adevăr o mașină de genul ăsta împarte aceleași injectoare sau injectoarele vin de la același producător care le-a pus și pe tranzit, pe dube au mai fost probleme. Dar recunosc că trebuia să spună softul, bă, ai o problemă la un injector sau așa mai departe, ceea ce nu a spus. Deci, este în continuare de preferat un motor pe benzină, ceea ce intenționez, dacă lucrurile merg bine din punct de vedere financiar, în viitorul apropiat, să spunem în 2023 sau în 2024. Însă, trebuie să recunoaștem că atunci când ai o flotă care se alimentează pe diesel, pe motorină, e de preferat să ai această mașină de lucru sau personală pe diesel, pe motorină, pentru că o să beneficiezi de reduceri. De exemplu, când aveam benzinarul și mai alimentam, era o discrepanță între facturile care veneau pentru celelalte mașini mici din firmă, fiindcă în momentul în care acest furnizor de combustibil te trimite la anumite pompe, acolo îți dă și o reducere, de exemplu cu 30 de bani, deci față de ceea ce vezi pe totem, sau 80 de bani în total, dacă erai până în 2022, în decembrie, când mai era această scutire de acciză de 50 de bani din partea statului. Deci este de preferat să beneficiezi de reducere, chiar dacă nu ai un volum foarte mare. De obicei alimentezi mașina cu 65-70 de litri de carburant. Asta e dimensiunea maximă a rezervorului, spre deosebire de Q7-le care avea 90+. Atunci un plin se simțea, dar și consumul era altfel. Bun, dacă am făcut acest update la soft, sper să nu se mai întâmple absolut nimic. Sigur că mașina fiind nouă și fiind în garanție, ar putea beneficia de rechemare, dacă este cazul. Eu am întrebat pe băieții de la Ford dacă mai știu de așa ceva. Ei au zis că nu. Ce mi se mai pare interesant este că
vezi, recunosc că atunci când ai o mașină pentru 2 ore sau pentru chiar 2 zile nu poți să o cunoști 100%. Este că vă mai spuneam despre Raptor că cel puțin în oraș, în primele 1, 2, 3 viteze poate fi resimțit ca și un șoc. Orice accelerație, orice plecare de pe loc poate fi resimțită ca un șoc și asta din pricina cutiei. Cutia de viteze este una adaptivă, da? Zic băieții din service că era probabil mai bine să nu fi fost adaptivă, deci este cum ar veni un răspuns imediat al modului în care utilizezi mașina și nu în fiecare zi conduci la fel. Uneori te grăbești, alteori ești ceva mai agresiv, alteori o calci și tracțiunea de pe puntea spate se și resimte sau este în plus față de ceea ce îți dă ca și senzație cutia. Dar nu este deranjant. Cu cele 10 rapoarte, mașina se comportă chiar smooth și nu am prea utilizat aceste padele metalice de magneziu cu un look foarte mișto și foarte mari din spatele volanului. Acum, dacă este să fac o trimitere înspre cealaltă mașină, cea pe benzină cu motorul de 3 litri, este destul de clar că aceea este net superioară și ca și tehnologie. Și dacă vreți să vorbesc un pic despre ceea ce simt eu sau despre confortul meu mental, este că dacă am condus 15 ani mașini cu tracțiune integrală și permanentă 4, probabil cel mai bun sistem de tracțiune integrală, să pleci la drum în România cu o benă goală și cu puntea spate activă sau motrice, este poate un pic mai ciudat, fiindcă întâlnești diferite situații și diferite tipuri de drum. Meteorologic vorbind, iarna e mai ok să poți beneficia de un 4x4, ori mașina pe care am condus-o, cea nouă, are un 4x4 automatic. Dincolo de celelalte, să spun, lucruri care o fac net superioară fiind de generație a doua. Sigur, este doar o chestiune de liniștire mentală, dacă pot să spun așa, fiindcă na, altfel ai intra în anumite depășiri, altfel te-ai simți și am văzut că dacă nu mergi în 4 high, adică în 4x4, dar fără reductor, pe serpentine cu zăpadă sau chiar și cu apă, la o viteză ceva mai mare, o să-ți danseze un pic spatele și trebuie să fii stăpân pe situație și pe direcție. În plus, modul în care poți să-ți setezi direcția, chiar și sistemul de evacuare și suspensia, sau cum poți să-ți personalizezi modul R de la Raptor pe noul model, e ceva grozav. Acum, sigur că și acea mașină are un mare minus, iar asta se traduce prin faptul că pentru Europa, ca să se încadreze în emisii, un motor benzinar de 3 litri V6 este limitat la 292 de cai putere, iar el ar putea avea aproape de 400. Nu este o chestiune probabil greu de rezolvat, dar în mod oficial cei de la Ford nu te ajută cu treaba asta. Am mai primit comentarii, aș comanda mașina dacă ar avea toți cei 400 de cai putere și am zis același lucru: dacă dau 72.000 de euro pe mașina respectivă, atunci am această așteptare să am toată puterea ei sau toată capacitatea ei la dispoziție. Pentru că dacă o să mergem să scriem un soft de putere, la fel cum am făcut la A6-le benzinar, doar o să creștem în stage 1 probabil câțiva cai, 30, 40, 50, dar atunci dacă cineva în service își dă seama că tu ai scris acest soft, îți poți pierde garanția. Dacă ai o relație foarte bună cu dealerul, trebuie doar să-l anunți, fiindcă orice intrare în service a unei mașini înseamnă ori un update de soft și pentru asta cel mai probabil că nu ești întrebat,
ori alte intervenții care s-ar putea, nu, cu o rescriere a softului original, să îți șteargă softul pentru care tu ai plătit niște bani. Și acolo ești iarăși între ciocan și nicovală. Dacă nu spui că mașina este softată, ca să nu-ți pierzi garanția, depinde, încă o dată spun, de ce relație ai cu dealerul, atunci e nasol, fiindcă o să pierzi respectivul soft pe care tu ai dat nu știu cât este de euro. Și pe de altă parte, dacă recunoști, s-ar putea să îți spună cineva: a, da, ai softat, ai câștigat 40 de cai în plus, na, ok, atunci considerăm că mașina nu mai este în garanție. Și n-ai vrea să ți se întâmple așa ceva. Văd din ce în ce mai multe Raptoruri pe drum din acest model, din această generație. Este greu de crezut că vor fi foarte multe din noua generație la prețul respectiv, dar mai așteptăm. Este un model nou și e normal să fie un preț mai mare. Este posibil ca mașina să fie ceva mai accesibilă la finalul primului ciclu de viață, dacă pot să spun așa. După primii 2 ani de zile de la lansare se mai fac ajustări de prețuri, chiar dacă în acest moment lucrurile stau un pic altfel, fiindcă dacă ai o mașină rulată, puțin rulată, de un an sau un an și jumătate, depinde de marcă, dar probabil că ai observat că dacă ai scoate-o la vânzare pe piață, e foarte probabil să ți recuperezi investiția rulată, adică să ai, și asta se întâmplă după măririle de prețuri din 2022 încoace, e foarte posibil să ți recuperezi banii pe care i-ai plătit, nu poți să spui investit, ceea ce îți oferă o gratuitate a utilizării. Și dacă toți ne-am permite și dacă toți am fi la fel de șmecheri, am face acest lucru tocmai în ideea de a nu pierde din valoarea mașinii, despre care se știe că odată scoasă pe poarta showroom-ului are un preț cu poate 20% mai mic. Soarele încă ne însoțește. A fost zăpadă până la Cluj, cel puțin în zona înaltă. În centrul țării, în continuare, soare și vreo 10 grade Celsius. Am intrat pe A10 și vreau să vă arăt în doar câteva momente cum este pe noua bucată de autostradă pe care nu am apucat să circul, inaugurată la finalul anului trecut. Da, și ăsta e momentul în care, practic, ieșim din zona autostrăzii A1 vechi și intrăm în zona autostrăzii A1 noi, adică acea prelungire de câțiva kilometri. Acum vedem Brașov, Sibiu Sud și Cisnădie și am luat-o tot înainte. Până aici lucrurile au fost destul de proaste, pot să spun. Pe A1, pe foarte multe bucăți, sunt o grămadă de denivelări, ceea ce înseamnă multe limitări la 100 de km pe oră, și pe A10, din nou, bucată surpată, ceea ce înseamnă că undeva pe lângă Alba Iulia avem o restricție. Dar astea sper să fie lucruri care să se poată rezolva. Acum, după cum simțim, mergem destul de smooth. Asta înseamnă că avem o bucată de autostradă nouă. Da, și între timp ce voi urmăriți imagini cu noua bucată din A1 care te duce până la Boița, până pe Valea Oltului, nu știm când o să fie autostrada asta o dată întreagă, să putem merge de la Oradea la București fără întrerupere. Sperăm totuși că o să prindem treaba asta. Da, am o comună la care tot merg zilele comune și spun: nici anul ăsta n-am venit la voi pe autostradă, la suplacul de Barcău. Și așteptarea asta e dezastroasă. Da, vreau să vă zic că, apropo de calitatea motorinei, acum, din ce am înțeles, la această a doua generație de motoare Euro 6 există un semn de întrebare în ceea ce privește procentul de biodiesel. Un procent de biodiesel care este din ce în ce mai crescut în componența combustibilului, și mă refer aici la motorină. Dar eu cred că există probabil probleme și cu motoare mai vechi. Așa că dacă simțiți că nu este la adevărații parametri, dacă mașina e destul de veche, s-ar putea să-i memoară cai pe parcurs. Dar dacă este
relativ nouă, dintr-o generație totuși nouă, dar aveți poate alte așteptări, sigur, aici, presupunând că ați mai condus același model cu aceleași performanțe și vi s-a părut că ăla merge un pic mai repede, e bine să faceți un check, pentru că această verificare nu doare pe nimeni. Măcar știți care este realitatea. Și dacă este să mai punctez ceva, să știți că eu am fost unul dintre românii care au semnat petiția aia pentru naționalizarea Petrom, însă degeaba ne-am strâns acolo 80.000, pentru că sunt convins că nu se mai întâmplă nimic, fiindcă au rezolvat treaba politicienii noștri. Oricum, statul este în continuare acționar, ce-i drept minoritar, la Petrom, dar mi-ar fi plăcut să rămână o companie de stat, chiar dacă sunt conștient că nu s-ar fi putut dezvolta așa, adică probabil stații noi ar fi fost mult mai greu de construit, cele vechi de modernizat și așa mai departe. Sunt adeptul progresului, înțeleg ce înseamnă și un parteneriat bun, înțeleg ce înseamnă și un parteneriat sănătos, înțeleg ce înseamnă și investiții străine, dar nu înțeleg atunci când știi că îți faci banii într-o țară, de ce nu pui presiune la nivelul guvernului din țara ta ca acea țară să nu aibă neapărat avantaje, cât să fie tratată egal ca și celelalte țări europene. Da, politicienii noștri sunt oricum mult prea slabi, aici nu este vorba despre politică, poate singura chestie pe care ar trebui să o întărească este controlul și amenda celor care aruncă lucruri din mașină la voia întâmplării sau din satele pe care le traversez între Oradea și București, pentru că avem în continuare o țară foarte frumoasă cu foarte mare potențial turistic, dar noi suntem cei care ne pătăm cartea de vizită aruncând mizeriile din mașină. Propriu zis, dacă ai un ambalaj, asigură-te că nu-l arunci pe geam afară, ci că îl duci pur și simplu la tomberon sau, așa cum am văzut și inscripții în vârful muntelui, dacă ai adus flaconul plin până acolo, nu văd de ce nu l-ai duce gol înapoi până la un tomberon. E vorba despre mentalitate și dacă multă lume s-a mai calmat din punct de vedere al șofatului, exemplu pe Valea Oltului mergi cu 70-80 de km pe oră cum mergi cu camionul și nu prea mai vezi oameni care sunt extrem de grăbiți punându-se pe ei în pericol și pe ceilalți participanți la trafic, dar asta nu înseamnă că nu există și nebuni în traficul din România, ohoho. E, dacă s-a rezolvat într-o mare măsură cu amenziile, radarele și așa mai departe, să se rezolve și cu partea asta cu gunoaiele. Da, până la urmă este vorba despre mentalitatea fiecăruia. La 11 și 5 minute am ieșit din Oradea, la 18 și 5 minute intru în București, exact 7 ore pe ceas, ceea ce înseamnă că nu s-a modificat foarte mult ritmul față de așa cum îl știam. Dacă aveam o mașină ceva mai rapidă, sigur scoteam sub aceste 7 ore și spun totuși că nu sunt nemulțumit, din contră, consider că lucrul ăsta este chiar foarte bun, adică cu dita mai animalul să păstrezi ritmicitatea de 7 ore înseamnă că lucrurile sunt bune, sigur ne-am ajutat și acea bucată de autostradă ca să sărim de Tălmaciu și Tălmaciu 2 până la Boița. Odată și odată tot o să avem autostradă de la Oradea la București. Am prins vremuri, nu neapărat de dinozauri, că n-am făcut cu Dacia 1300 naveta, dar pot să spun că am avut și situații în care drumul de București acum peste 20 de ani, la infrastructura pe care o aveam, execrabilă în afara acestei porțiuni de autostradă Pitești-București, însemna 14 ore de acasă din Oradea. Iar acest lucru s-a tot micșorat și acum suntem undeva la jumătatea intervalului. S-a micșorat și consumul meu, arată 11,4. Repet, am încercat pe cât posibil să păstrez așadar limitele bunului simț și să respect regulile de circulație și mă refer aici mai ales la viteza maximă admisă pe diferitele categorii de drumuri din România. Ce mi se pare fain este că mașina nu e deloc obositoare, sigur ți-ai dori probabil să fii un pic mai sprinten, că vezi că trec mulți pe lângă tine, nu are un as în mânecă atunci când se bate cu SUV-ul, pentru că nu e de la egal la egal pe viteză, dar ceea ce au băieții de la off-road
lipit pe mașini, se aplică și în acest caz. You can go faster, but mine can go anywhere, sau ceva de genul ăsta. A ta poate să meargă mai tare, dar a mea se poate duce oriunde. Și partea fun este că fără să o transferi în modul de condus Baja, fără să o pui în Baja, toate aceste denivelări de pe drumurile naționale sau porțiunile de autostradă destul de problematice deja, cu limite de viteze, sunt fun pentru această mașină, fiindcă este obișnuită cu așa ceva sau este creată pentru așa ceva. Deci, spre deosebire de o suspensie sport care te-ar zgâlții, sau, să zicem, spre deosebire de situația în care ai avea roți pe 20, 21, 22 și un talon foarte mic, acest tip de mașină îți oferă și confortul, și volumul, și posibilități. Eu cred că este mixul perfect ca să stai în limitele legale. Și exact ceea ce spun, în momentul în care plec cu autorulota la drum, nu prea îmi fac probleme de amendă din cauza vitezei. Cam același lucru este și cu Raptorul, te mai liniștește. Au fost alte vremuri în care mergeam cu 50 de km la oră în localități și cât cuprinde în afară, vremurile s-au schimbat și eu sper că m-am mai maturizat, nu chiar 100%, dar nici nu pot să spun că nu există o diferență, chiar există o diferență, iar diferența este aceea de a păstra un ritm constant. Dacă poți să mergi cu un ritm constant, lucrul acesta va fi mult mai bun pentru parcursul tău și pentru consum, dar și pentru timpii de parcurgere referitor la o anumită distanță. Acestea fiind spuse, Bucureștiul este chiar în fața noastră. Vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit. V-am ținut un pic de vorbă, dar sper să fi atins destul de multe subiecte și să vă țin la curent cu ceea ce am mai făcut. N-am postat pentru că am avut de organizat un târg de turism și, apropo de plecări, dacă tot e primăvară, să vă urez tuturor o primăvară frumoasă și vă promit că aventura abia acum începe. Urmează foarte multe lucruri pe care vreau să vi le arăt punctual, plecări, testări și așa mai departe. Rămâneți cu bine, pe data viitoare!